Colegul meu, Alexandru Baciu, mi-a spus că și mama lui, pe vremuri, folosea pătrunjelul pentru a da culoarea galbenă ouălor de Paști. Interesant, ci că lua două legături, le fierbea, apoi lăsa frunzele acolo în apă până a doua zi și pasul următor era să pună ouăle fierte în această zeamă și ieșea o culoare foarte frumoasă. Ia să încercați și dumneavoastră data viitoare. Ei bine, și pentru că ați fost atât de drăguți cu noi și ne-ați urmărit duminică de duminică, mă gândesc să vă dăruiesc acum de Paști un frumos aranjament floral făcut de doamna Nicoleta Teișan. Astăzi, într-o zi de sărbătoare, am pătruns într-un loc plin de eleganță, rafinament, parfum și culoare pentru a încânta pe telespectatorii noștri cu aceste flori superbe. Cum ar trebui să arate un buchet pentru Paște? Colorat, vesel, să aducă bucurie în rândul oamenilor și în sufletul nostru. Și ce fel de flori ne-ați recomanda? Trandafirii, în special. Mai sunt și florile exotice, cum sunt heliconia, streliția, anturium, alstroemeria, ornitogalum. Sunt foarte multe, o varietate mare de flori, de la galben, portocaliu, roșu și toate culorile. Poate să fie un buchet clasic pe lung, poate să fie un buchet pe rotund, putem face și aranjamente pe vas cu diferite figurine și accesorii de Paști. Și cum să facem un buchet? Care sunt etapele? Dacă vrem să facem un aranjament pe un vas, folosim în primul rând un burete vegetal care se scufundă în apă, să-și tragă bine apa, apoi aranjăm florile în burete, folosim și frunze care se potrivesc dimensiunii florilor. La dumneavoastră aici am văzut o mulțime de flori, care de care mai speciale? Văd că aveți și hortenzii, aveți și flori tăiate, aveți și flori la ghiveci. Cum ați adus florile acestea și de ce din Ecuador? Trandafirii de Ecuador sunt mai rezistenți, sunt viguroși și sunt foarte multe varietăți. Și în ce culori? În perioada aceasta a Paștelui putem folosi culori pe galben, mov, roz, cât mai vii, cât mai pline de culoare și parfum. Știu că este o problemă cu trandafirii, cam toată lumea se plânge că în momentul în care a primit sau a cumpărat un buchet de trandafiri, după câteva zile se deteriorează. Bine, acum depinde și cât de proaspăt este trandafirul și de transport, cum a fost adus. De obicei se folosesc niște pliculețe de săruri speciale pentru trandafiri, se pun în apă și ei durează mai mult, le au o viață mai lungă. Trebuie să le schimbăm apa în fiecare zi? Obligatoriu, în fiecare zi. Apa se mai taie un centimetru din codiță, se crestează în cruce, ca fiind tulpina lemnoasă să-și tragă bine apa. Iar în acest buchet, cel în burete, cum se udă, cum se îngrijește, cum se poate întreține? Pe aranjamentul este foarte ușor de îngrijit. Se udă la 2-3 zile, se poate pune și, bine, noi când aranjăm florile în aranjament, buretele automat are conservantul respectiv. Și prin udare, la 2-3 zile, florile se hrănesc. Deci nu trebuie lăsat fără apă. Iar vasul în care îl punem, de preferat să fie transparent sau nu? Păi nu neapărat. Dacă vasul e transparent, atunci mascăm cumva buretele care e inestetic. Am văzut că aveți niște aranjamente foarte frumoase. Îmi spuneați că sunt realizate de dumneavoastră, din flori uscate. Sunt din flori deshidratate, trandafiri deshidratați, aduși tot din Ecuador. Ele se realizează prin lipire cu silicon. Și cât timp durează? Sunt garantate cam la 5-6 ani, dacă n-au contact cu umiditatea. Dacă nu sunt ținute în camere, da, cu umezeală, baie, bucătărie, sunt ideale pentru camerele de zi. Pentru că este Paștele, o urare pentru telespectatorii noștri? Să aveți un Paște plin de culoare, fericire și căldură sufletească!